Bun găsit, dragii mei! Sunt dr. Andreea Bâlici și începem o nouă ediție DocSense. Anexita sau boala inflamatorie pelvină este o afecțiune cu caracter infecțios și inflamator a tractului genital feminin superior, care include uterul, trompele uterine și structurile pelvine adiacente. Ceea ce în mod greșit se consideră a fi o răceală puternică la ovare sau o infecție urinară mai gravă, anexita este inițiată de o infecție care urcă de la vagin și cervix până la tractul genital superior, fiind cauzată de diverse organisme patogene. Această afecțiune intimă afectează tot mai multe paciente, cauzând numeroase probleme de sănătate, dar și modificări psihice și comportamentale. Cu toate că nu ne putem baza pe o simptomatologie bine stabilită, există unele simptome fiziologice, precum sângerări anormale între ciclurile menstruale, dificultate la urinare, însoțită adesea de durere, secreție vaginală abundentă cu un miros urât, sângerări și durere în timpul sau după actul sexual, durere abdominală și pelvină, disconfort intestinal, febră însoțită uneori de frisoane, stări de vomă, precum și simptome psihice sau comportamentale, cel mai adesea, modificări de dispoziție, repulsie față de partener, iritabilitate excesivă sau apetit sexual scăzut. Simptomele anexitei pot fi confundate ușor cu cele ale cistitei. Cistita este o infecție a tractului urinal, pe când anexita este o infecție sau o inflamație a aparatului genital. De aceea, cistita se poate trata la urolog, în timp ce anexita la ginecolog. Boala poate fi cauzată de o serie de bacterii, precum gonorea sau clamidia, care apar în urma unei infecții cu transmitere sexuală, dar poate avea drept cauză și bacteriile care există deja la nivelul vaginului. În mod tipic, boala debutează la nivelul colului uterin sau uterului. Când infecția ajunge mai sus de colul uterin, boala inflamatorie pelvină va duce la inflamarea mucoasei din interiorul uterului, a țesutului care înconjoară uterul, a trompelor uterine, a ovarelor, dar și a mucoasei abdominale. Dintre factorii de risc ai anexitei putem aminti existența mai multor parteneri sexuali sau unuia nou, începerea unei relații cu o persoană care are mai mulți parteneri, sexul neprotejat, existența bolilor cu transmitere sexuală sau a bolii inflamatorii pelvine în trecut, începerea vieții sexuale de vreme, activitate sexuală și vârsta sub 25 de ani sau introducerea recentă a unui dispozitiv intrauterin. Diagnosticarea bolii inflamatorii pelvine de către medicul specialist se va realiza pe baza observațiilor clinice și a informațiilor primite de la pacienți, apariția durerilor, a modului de manifestare, precum și intensitatea episoadelor neplăcute. În același timp, medicul trebuie să afle mai multe despre istoricul medical și sexual al pacientului, problemele de sănătate cu care se confruntă acesta, medicamente prescrise pentru bolile diagnosticate anterior și reacția organismului la administrarea acestora. Examinarea pelvină este însoțită de colectarea mostrelor de secreție de la nivelul vaginului și al colului uterin. Toate aceste investigații sunt dureroase pentru femeile care au boală inflamatorie pelvină, dar absolut necesare pentru un diagnostic corect și complet. În completarea acestora, specialistul poate solicita analize de laborator pentru sânge și urină, testul de sarcină fiind și el unul uzual, iar ecografia transvaginală este necesară și extrem de utilă. În sarcină, apariția acestei boli este rară, dar cu atât mai problematică, motiv pentru care spitalizarea este absolut necesară. De multe ori, afecțiunea este dificil de identificat, deoarece se aseamănă cu apendicita, infecțiile de tract urinar, chisturile ovariene și endometrioza. Tratamentul este specific, iar medicul va decide cea mai bună variantă în funcție de nevoile fiecărei persoane. Anexita poate fi tratată cu antibiotice sau asocieri de antibiotice sinergice și antiinflamatoare care distrug bacteria cauzatoare a bolii. Dacă însă organele reproducătoare au fost deja afectate, acest tratament nu poate inversa procesul, ci doar va stopa răspândirea suplimentară a infecției. Este foarte important ca tratamentul să fie urmat până la final, deoarece infecția poate persista și după dispariția simptomelor. Pentru prevenirea reapariției bolii, este necesară și tratarea partenerului, iar pe perioada tratamentului nu trebuie să existe contact sexual. În unele cazuri, este necesară spitalizarea, în special dacă este prezentă febra mare, greață și vărsături, sau când se impune administrarea intravenoasă a tratamentului, dacă este prezentă sarcina sau când diagnosticul este incert. Trebuie
reținut că un tratament prompt și o îngrijire ulterioară corespunzătoare pot vindeca infecția și preveni complicațiile. Se recomandă odihnă, consum sporit de lichide, băi calde și perne încălzite pe spate și pe abdomen pentru ameliorarea disconfortului. Alături de antibiotice pot fi utilizate și produse analgezice pentru diminuarea durerilor resimțite la nivelul abdomenului inferior și al ovarelor. Infecția la bărbați poate fi în multe cazuri fără simptome, iar controlul medical este necesar pentru diagnosticare și tratament. În unele cazuri, intervenția chirurgicală este necesară pentru ca inflamația pelvină și infecția sau abcesele să fie îndepărtate cu totul din mucoasa uterină sau de pe trompele uterine. Dacă afecțiunea se manifestă cu virulență, intervenția chirurgicală poate însemna îndepărtarea trompelor uterine, ceea ce înseamnă că femeia nu va mai putea rămâne însărcinată. Netratată, boala inflamatorie pelvină poate produce aderențe și abcese la nivelul tractului reproductiv, generând leziuni permanente ale organelor reproductive. Complicații ale acestor leziuni permanente includ sarcina extrauterină, în acest caz se formează leziuni și cicatrici la nivelul trompelor uterine, care împiedică ovulul fertilizat să ajungă în uter, unde trebuie să se dezvolte sarcina. Formarea embrionului în altă parte decât în uter are simptome specifice, durerea și vărsăturile fiind puternice. Leziunile organelor genitale interne pot determina infertilitate. Infertilitatea constituie cea mai mare preocupare a femeilor cu istoric de anexită. În unele situații în care tratamentul a fost întrerupt mai devreme, uterul inflamat și progresul rapid al infecției la nivelul lui poate da dureri cronice, puternice, în zona pelvină și abdomenului inferior. Infecția poate invada structurile din vecinătate, inclusiv membrana care tapetează suprafața cavității abdominale cu apariția peritonitei. Boala inflamatorie pelvină poate cauza abcese la nivelul tractului reproductiv. Acestea afectează trompele uterine și ovarele, dar se pot dezvolta și la nivelul uterului sau al altor organe pelvine. Și dacă nu sunt tratate, pot pune viața în pericol. Uneori infecția poate ajunge în sânge, situație numită sepsis, existând riscul de deces. Profilaxia bolii inflamatorii pelvine este esențială pentru starea de sănătate și fertilitatea femeii. Riscul de apariție a bolii poate fi redus prin câteva măsuri ușor de adoptat. Folosirea prezervativului la fiecare contact sexual și limitarea numărului de parteneri. Evitarea dușurilor intravaginale care afectează echilibrul florei intravaginale și predispun la infecții. Iar în cazul unor simptome și a suspiciunii de boală cu transmitere sexuală, este necesară testarea. Tratamentul prompt al bolilor cu transmitere sexuală oferă cea mai bună protecție împotriva bolii inflamatorii pelvine. În aceste situații și partenerul trebuie să se testeze și să se trateze cât mai rapid. Controlele medicale periodice sunt necesare pentru a identifica orice posibilă problemă de sănătate pentru depistarea în stadiu incipient a acestei afecțiuni. Simptomele sunt deranjante, iar tratamentul medical este esențial pentru ca boala să nu devină cronică. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt dr. Andreea Bâlici și până data viitoare nu uitați, DocSense makes sense!